Ciao, oameni buni, vă mulțumim că și ori ați fost alături de noi. Începem și emisiunea de astăzi. Salutare, Ciucă, și bine ai venit aici. Salutare, la emisiunea Cătălin, noastră de la Pro TV. Înainte de toate, aș dori să-i spun un călduros la mulți ani lui Matei. Matei, la mulți ani, căci astăzi este Sfântul Apostol Matei. În al doilea rând aș vrea să-i spun, de exemplu, la mulți ani lui Ciucă, pentru că și astăzi este ziua internațională a fast food-ului, iar viața lui Ciucă fără fast food ar fi mai insipidă. Așadar, Ciucă, la mulți ani, să fii sănătos, să trăiești și tu. Iar în al treilea rând, haideți să o invităm aici pe domnița energie, Emily Burghelea. Avem și flori pentru ea, așa că o poftim alături de noi. Ziua mea, Cătălin, uite cine știe, mă, ce drăguț. La mulți ani, cine ți urmărește Instagram-ul, cum să nu? Și tu arăți superb ca de fiecare dată. Și ce avem noi aici? Stai un pic. Bună! Am mai crescut! Hei! Salutare! Ce face fetița? Bine, fetița de acasă sau fetița din burtică? Știi tu ceva ce eu nu știu? Nu, fetița de acasă, te-am întrebat și tu ai zis fetița din burtică, adică o să avem o fetiță aici? A ajuns plicul la tine, păi nu știu încă și chiar m-a luat anxietatea de dimineață pentru că am început să-i pregătim camera amendei și acum trebuie să ne gândim și la camera bebelușului. Păi, dar cum să pregătești camera bebelușului dacă nu știi ce o să fie în burtică? Păi am un loc aici și haide să povestim un pic despre toate aceste lucruri prin care treci tu. Mă bucur că de fiecare dată când vii la noi la emisiune, vii cu gentuța, o pui aici, sunt convins că sunt niște lucruri extrem de interesante. Păi cum să nu? Știi, deja un copil din acela mic, da, care vine la ce mi-ai adus. Exact. Ți-am adus ceva, bineînțeles că ți-am adus ceva, Cătălin, nu puteam să trec fără să-ți aduc ceva. Ți-am adus niște pastile. Ah, mulțumesc mult de tot, exact da, ce-mi trebuia. Se cere, pentru că... Ah, ok, da, e perfect. E cu vitamine, exact ce să ia în perioada asta când ești însărcinată. Exact, sunt pentru femeile gravide, dar poți să iei și tu, căci că astea sunt chiar foarte... Da, da, asta cred că ajută foarte mult pentru păr. Da? Nu, să nu-ți mai cadă părul, să ai părul des sau nu știu ce, nu? Da, și imunitate. Și imunitate, foarte bine, deci mulțumesc mult. Da, am văzut la tine geantă, fără să-mi dai seama, ai pătrunjel la tine sau ceva? Nu, 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 n-am pătrunjel, am niște ceai, să știi că ăsta este ceai verde, foarte bun, tot pentru imunitate, pentru răceală, morning tea, că nu vin cu orice fel de ceai la tine, Cătălin, este ceai din China și ți-am adus pentru cafeaua de mâine dimineață, nu știi ce zic? Nu pot să cred, ai adus ceai? Da, da, e foarte bun. Deci este, este adus din China. Din China? Da, da, poți să-l folosești de 11 ori dacă îl... Deci aici am pentru 11 zile? Da, poți să-l îl pui în apă și după aceea îl scoți, îl usuci și gata. A, ăsta îl bag așa în apă cu plasticul ăsta cu tot și nu, se... Nu, fără plastic. Ah, îl strecori, îl usuci. Îl bag pe tot ăsta? Da. A, și îl usuci și iarăși, bravo. Îl folosești de 11 ori. Păi și ce mai e tu aici? Ce mai ai? Ți-am mai adus, da, ți-am mai adus și niște microplante, tot pentru salate. Asta mă, asta vă pătrunjelul ăsta aici, aici e bun. Nu poți să credești, tu asta e în geanta ta. Adică te vede lumea, o femeie atât de elegantă, atât de frumoasă și te vede cu gentuța asta de firmă și tu ai buruienile, pardon, microplantele astea la tine? O microplantă la timpul ei face diferența, dar să știi că nu am doar microplante. Hei, bună, salut, vă pup. Bună, okay. Am adus și prăjituri. Bă, pentru că... e întotdeauna, ești o apariție spectaculoasă, pe cuvântul meu de onoare. Ciucă, ca să știi ce mâncăm astăzi, avem așa niște mini eclere, mini amandine și mini tarte cu fructe. Mini amandine vreau eu. Ești pofticioasă? Da. Ai voie să mănânci? Da. Haide, atunci aia. Vrei și tu? Acum. Sunt foarte bune. Vrei și voi? Vrei și tu? Nu vreau, nu, eu sunt pe dietă. Perfect, lasă-mi. Lasă-mi, pauză. Lasă că îl chemăm pe Ciucă mai târziu. În pauză, Ciucă, lasă. Foarte bine și rândul tău. Bă, mă bucur că ești astăzi aici, tu întotdeauna ești cu zâmbetul pe buze, iar cei de acasă pot să observe chestia asta. Întotdeauna am apreciat la Emily Burghelea energia asta și optimismul ăsta. Măi, optimism și energie pentru că mi oferi contextul în care să fiu așa. Păi uite-te și tu, intru în platou ăsta cu atâta veselie, cu atâta muzică bună, cum să fiu altfel, cu flori, primire, uite, cu apă plată, apă cu lămâie. Măi, Ciucă, vezi mă ce înseamnă să ai 24 de ani? Prăjituri, acolo, uite că le-am văzut, alea sunt alea preferatele mele, nu? Alea sunt, da, sunt foarte bune, să știi că le avem aici de la începutul anului, dar rezistă și sunt foarte bune, sunt în garanție, 24 de luni. Da? Perfect. Spune, ce faci, cum ești? Am înțeles că Amedea e un pic răcită iarăși? Iarăși, da. Băi, nene, e perioada asta nasoală de tot și la mine copiii au stat acasă o săptămână dacă te liniștește chestia asta. Păi și la mine deja se face o săptămână acum, dar știi cum e, circulă din pom în pom? Ca pasărea din... Și ți-e teamă acum pentru tine că ești însărcinată să nu răcești? Că știi, dacă ești însărcinată e greu să iei pastile. Da, adică... nu poți să iei nicio pastilă. Andrei este și el răcit, Amedea este și ea răcită. Eu, hashtag, sunt pe forță. Foarte bine, mă bucur mult se de tot. Se spune că bebelușul din burtică, în momentul în care mămica, da, în momentul în care mămica este bolnavă, bebelușul transmite din celulele stem și practic o vindecă pe mama fără ca ea să sufere foarte tare. Da, deci are grijă puiuță de mine. Foarte frumos. Iar aici vedem niște imagini cu tine care practic pregătești camera bebelușului. Da, 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 uite, acelea sunt. Aceea va fi camera... Bine, teoretic trebuia să fie camera copiilor. Acum eu m-am dus cu tapetul într-o nuanță de roz, da, într-un fairy tale, adică...
dar are și câteva... Ce, feritei? Da, feritei, adică din asta de zâne. Are și un zân, deci m-am gândit că dacă... Zân, asta e zân, este un zân. Păi da, și, tu ai zis că o să fie băiat, mai știi? Ai tras bilețelul din geanta, acum nu 3 dăți când a venit la tine. O să fie băiat sau nu fie? Măi, nu știu ce este și chiar asta de dimineață. Bă, dar nu înțeleg cum puteți voi să rezistați și foarte greu. 24 de ani, adică e mă gândesc că curiozitatea e mult mai puternică la vârsta asta decât după ce treci prin anumite experiențe și tu nu vrei să afli exact dacă o să fii mamă de băiat sau de fată. Să știi că vreau, dar acum nici să vreau nu mai pot, pentru că plicul nu este la mine. Dacă era la mine, cum s-a întâmplat și la medea. E la ginecolog, nu? Nu, este la niște prieteni. Cum am ieșit din spital și aveam plicul în mână, l-am ținut fix 20 de secunde, nu am ajuns cu el până la mașină, l-am predat prietenilor noștri, aveți voi grijă de el cu prețul vieții, cum s-ar spune, sunt de încredere, sper. Sper că nu l-au deschis pentru că încă nu s-a organizat baby shower, în weekend vrem să facem treaba asta. Deci în weekend o să afli? Da. Dar stai liniștită că noi avem o surpriză pentru tine, avem astăzi un control aici de ecografie ca să aflăm dacă o să ai băiat sau fată. Ce tare! Ești pregătită? Da, și mi-l faci tu? Nu, avem doctor. Nu cred. Da, serios? Da. Cât de tare! Haide să aflăm! Deci pe tu bune? Ești, nu? Eu sunt doctor, da, eu mă rog. În timpul liber. Nu, nu aș merge pe giucă la momentul ăsta. Chiar se întâmplă asta? Da, vrei să facem asta? Da, chiar îmi doresc. Păi putem afla... Eu sunt fiară, deci eu la Medea ți-am spus că și la Medea am intenționat să facem treaba asta, doar că n-am reușit pentru că am deschis plicul, l-am băgat în torpedo, după 20 de minute l-am scos și... Am văzut că o să fie fetiță. Acum dar acum rezistați. Da. Nu, nu putem să stricăm noi surpriza asta. Îți dai seama că ar fi neplăcut să stricăm noi surpriza asta. Cătălin, dar am înțeles că poți să vezi în funcție de forma burticii. Dacă este mai ascuțită. Greta, sau dacă... cum era? Greta a avut gemeni totuși. Unu, maxim doi. Deci, oameni buni, eu tot ce vă rog pe dumneavoastră, cei de acasă care sunteți specialiștii noștri și întotdeauna mai deștepți ca noi, să spuneți dumneavoastră, Emily Burghele va avea băiat sau fată pentru a doua oară. După forma burticii, sperăm să vă dați seama, noi vă filmăm burtica din toate unghiurile, ca să nu avem discuții și dumneavoastră trebuie să ne spuneți, va fi băiat sau fată? Tu, Dobrogea, ce zici că va fi? Dobrogea zice că va fi băiat, este colegul nostru care se pricepe foarte bine la domeniul ăsta. Da? Da. L-are cu... L-are. E exact ce trebuie, da. Bine, uite... La el în Chitila, crede-mă că... Foarte multe femei rămân... În Chiajna, iartă-mă, la el în Chiajna, îmi cer scuze, la el în Chiajna, în centru acolo, este specialist. Da? Da. Ce tare, și vezi că o să fie băiat. Da. Uite, să știi că și mie, și eu cred că o să fie băiat, însă Andrei spune că o să fie fată. Și exact discuția asta am avut-o și la Medea, doar că el a spus atunci, nu, sigur o să fie fată, eu eram, este băiat, sigur o să fie fată, am visat eu. Și atunci a fost fată. Adică acum e cam aceeași situație, dar nu știu. Bun, și arată, mai făcut camera copilului, adică da! Aranjat-o, că am văzut acolo da, imagini, ce culoare, poți să stai jos, te da, ajut? Da, poți să-mi spui dacă e incomod, dacă nu mergem la canapea, unde te simți tu bine? Vreau gata, să te simți confortabilă. Spune, uite aici, vă văd pe toți muncind, nu? Da, am văruit împreună camera, am pus în tapet acum și chiar astăzi se montează mobila. Uite, te invit la mine dacă vrei. Cum să nu? Cum are dragul? Da, să vezi ce frumos să fie așa o căsuță cu niște dulăpioare. Am mers pe culori neutre la mobilă, dar tapetul a ieșit mai roz decât mă așteptam chiar și eu. Deși... O fi un semn? Poate este. Poate este, știi că nimic nu e întâmplător. Dar știi ce vreau să te întreb? V-ați gândit dacă o să fie băiat, cam ce nume o să aibă? Nu ne-am gândit la nici treaba asta. Nu, dar vrem să facem așa. Fiate, vrem să facem două petreceri. Una de gender reveal, că am avut câteva discuții și cu fetele din redacție. Dacă gender reveal-ul e aceeași petrecere cu baby shower, sunt niște termeni ăștia noi apăruți. Deci, pentru mine mi se pare că vorbim din altă lume. Deci spune și mie despre ce e vorba. Asta am zis și eu. Deci de când au apărut petrecerile astea, ca habar n-am. Deci cum? Eu sunt deja la al doilea copil și pe primul... Ciucă, să-mi aduci telefonul telespectatorului, să vedem ce zice telespectatorul, să aibă Emily Burghelea băiat sau fată, că nici nu mai știu cum stăm. Deci explică-mă încă o dată. Și la Medea a fost tot același trend cu gender reveal, cu baby shower. Gender reveal nu am putut să facem, adică să vedem exact dacă o să fie fată sau băiat, pentru că am aflat de dinainte. Baby shower-ul practic este petrecerea la care ce faci? Voi mi-ați spus, ce faci la baby? La baby shower știu, sunt propuneri de nume, că știi deja ce o să fie băiat sau fată și toți prietenii tăi vin și scriu pe o tăbliță așa. Deci are burta, arte burtica mică și țuguiată, din spate nici nu se vede că e gravidă, de ce băiat? A zis telespectatorul nostru. Ce drăguț, mulțumesc! Băiat, mamă, fii atent, uite aici. Ia. Băiat, o fetiță, zice cineva, băiat, e băiat 100%, vă salut din succesul, de la Suceava s-a văzut. Wow, uite, toată lumea zice că e băiat. Da, mă, uite-te și tu ce aici. Ce e băiat 100% din județul, nici nu mai poți să intru pe mesaje. Tu ai văzut cum vin mesajele. Iubire, fii atent, să nu zici că n-am avut dreptate. Vezi, toată lumea spune că este băiat, băi, nene, abia aștept să mă să vedem după ce o să se cunoaște. Băiat, vă salutăm și din Spania.
Uite-te și tu, băiat, uite-te și. Wow, câte mesaje, cât de tare. Uite, băiat, ce zici? Vai, deci intră în continuu. Da. Ce telespectatori tare ai, Cătăline. Da, foarte mulți, uite-te și la ei, uite-te cum se uită la noi la emisiune și le mulțumim mult de tot că se implică și practic împreună putem să o ajutăm pe mămica Emily Burghelea să afle și ea ce va avea, băiat sau fată, ca să știe dinainte cum stau lucrurile. Păi atunci e clar, mă îmbrac în albastru ca să fiu câștigătoare. Uite, am visat cineva aseară, stai că cineva te-a visat aseară. Te-a visat aseară și spune că băiatul o să fie. Știi ce mi se mai întâmplă să-mi spună oamenii pe Instagram? I-am scris și lui Andrei. Că îl visează pe Andrei fără mască, știi? Păi fii atent, e băiat, am visat aseară eu, i-am scris și lui Andrei. Uite. Ce drăguț, ador. Da. Vai. Da, bună, ce zici? Te salutăm. Da. Nu scria numele. Nu, dar uite-te și tu, zice cineva că ești frumoasă, asta vedem și noi cu ochiul liber. Băiatul se vede după formă, băiat. Deci clar. A mai zis cineva, o fată așa la 5-10 mesaje, mai apare cineva. Păi și mai facem gender reveal sau? Aceeași formă am avut și eu, dar a ieșit fetiță, zice cineva. Da, nu știu acum. Deci oameni buni, dacă putem să-i dăm o mână de ajutor, poți să le mai arătăm puțin telespectatorilor burtica, ca să fim siguri că nu greșim? Sigur, și așa nu-mi place cum stau pe scaunul ăsta. Nu, dar oricum, deci oameni buni, puteți să ne ajutați să aflăm înaintea tuturor Emily Burghelea ce va avea, băiat sau fată. Deci după cum puteți observa, avem așa, pac, din față. Din lateral dreapta. Stai dreapta. Din lateral stânga. Stai cealaltă. Stai puțin, mă zăpăcește. Nu contează, tu. Din lateral dreapta, așa, adică, da. Din lateral dreapta, din lateral stânga. E bine, colegii. Da, și din spate să vedem dacă se vede burtica. Deci nici n-ai zice că e gravidă, de ce băiat? Asta au zis telespectatorii. Domne, din spate nu se vede că ar fi însărcinată, de ce băiat? Păi da, dar nici la media nu s-a văzut că sunt gravidă până în 7 luni. Nu știu, eu zic ce zic telespectatorii noștri. Acum nici nu vreau să mă contrazic cu ei. Pentru că ei practic știu despre ce este vorba. Super! Uite, atunci... Băiat că ai burta țuguiată. Deci chiar e bune asta cu burtica? Da. Să vedem acum. E băiat, salutări din Italia. Uite, și din Italia se spune. Din Italia. Că vă salut din Germania. Nu, n-ai cum să răspunzi aici. Crede-mă că doar de dată nu merge, deci doar pe mesaj. Da. Mai încearcă telespectatorii să sune, dar fără absolut nicio șansă. Deci, practic, echipa ta este, uite-te, face parte din echipa hashtag frate pentru Amedea. Da, uite-te și tu, băiat, uite-te și tu ce poți să zici. Andrei, îmi pare rău, dar se pare că ești în minoritate, dragul meu. Mi-am făcut team aici și vin cu toată gașca la baby shower să susținem acolo la gender reveal. Și vezi, cineva trage o concluzie foarte sănătoasă, zice că, domne, important e să fie sănătos, asta e tot ce contează, așa. Exact, categoric, clar, așa. Sănătos, e. Adică a zis. Bebelușul să fie sănătos, exact. Și spune, mai ai avut pofte în perioada asta? Când trebuie să naști? Când ești programată? Sunt programată la începutul anului următor, în prima lună sau în cea de-a doua lună. Deci o să fie capricorn sau vărsător? Sau vărsător, asta exact. Asta e, bă, vărsător, dacă e ce trebuie. E bine? Da. Eu sunt pe 27 ianuarie. Ce tare! Da. Mamă, gata, trebuie să fii naș. Gata. Deci o să apară micuțul vărsător, oameni buni, la începutul lui ianuarie. Să vezi, Emily, dacă nu naști tu pe 27 ianuarie. Pe 27 ianuarie crezi? Să știi că e posibil. Este posibil. Bine, la mine este o chestie mai ciudată. Uite, hai să-ți povestesc. Zi. Pentru că eu nu știu exact ultima dată, bine, tu ești băiat, dar probabil știi de la, na, ai experiență în domeniul copiilor, ca să zicem așa, nu știu ultima menstruație și de obicei se calculează în funcție de treaba asta. Eu, alăptând-o pe Amedea foarte mult, până la un an și ceva, nu a fost destul de regulată situația ca să putem să avem acolo bătut în cuie, știi? Și practic doctorița de fiecare dată măsoară bebelușul la fiecare control pe care îl fac și în funcție de măsurile bebelușului și de greutate îmi spune are cam... Aproximativ, ok. Dar fii sinceră cu mine și vreau să-mi spui, dar sincer, dacă atunci când vă duceți să faceți ecografie, n-ai momentele alea în care te panichezi pentru că doctorul măsoară și la un moment dat face liniște. Și tu zici, doctor, e totul în regulă? Și zice, da, măsuram aici, bine că e tot în regulă, îți cade telefonul pe jos așa și tot ce mai e la îndemână, nu? Da, știi când am avut, când mi-a stat inima în gât așa puțin, nu. Când a început să măsoare degețelele bebelușului. Și acum numărăm, 1, 2, 3, 4 și s-a oprit. 5, da, stați puțin să... Am mișcat puțin. 5! Nu, adevărul că pentru cei care au trecut prin experiența asta, înțeleg foarte bine ce înseamnă atunci când te duci la un control de genul ăsta, pentru că te trec toate emoțiile. Foarte frumos. Să știi că ai foarte multe mesaje de la oameni care te susțin, oameni care pot să te caute de asemenea pe Instagram, Emily Burghelea. Chiar am oameni care zic, uite aici, sarcină ușoară din Galaste, sună, uite-te și tu cum vin mesajele, privește, uite, wow. Salutare tuturor, ce drăguț! Vezi, am luat rochia asta frumoasă cu paiete și acum scriu mesaje oamenii, vezi? Da, mă bucur foarte mult
că ești astăzi aici alături de noi și că ești bine. Asta e tot ce contează. Dar n-am înțeles puțin ceva. Cu microplantele astea, da, de ce umbli la tine? Pentru că se pun în salată și sunt foarte bune pentru imunitate. M-am gândit. Eu nu sunt răcită acum, doar Andrei și Amedea sunt puțin răciți. Tușesc. Am zis, măi, să nu vin cumva cu vreun virus. De asta ți-am adus pastile ca să îți iei vitaminele. Da. Și microplante ca să pui în salată sau bine poți să pui și limonadă, da, în ceai. Iar ceaiul verde pentru imunitate. Pentru imunitate și pentru doza de energie de dimineață, dar niciodată, da, pune, nu. Pune aici, perfect, nu e nicio problemă, bag acolo, e ok. Sunt foarte sănătoase, să știi. Da. Poți să le pui și în smoothie-uri dacă vrei. Bravo, asta e. Deci Emily Burghele, oameni buni, pofte, mi-ai zis dacă ai de asta, să îl trezești pe Andrei noaptea, să-l trimiți, nu știu, să-ți cumpere, da, ceva. Mi-am dorit foarte tare să-mi facă o pâine prăjită cu unt de arahide și gem într-o seară și tot ce a reușit să fac a fost să-mi topească un baton de ciocolată și să-l pună pe un pe o chestie din aia de pâine uscată. Bă, deci, da, până la urmă, băiatul atent. A încercat, dar știi cum e. Da, e mai atent cu tine acum? Simți că parcă e altfel? Deci îmi place atât de mult să fiu însărcinată, Cătălin. Deci mi se pare... Să... Da, la nebunie. Păi de asta nici n-am stat foarte mult fără burtică, știi ce zic? Adică? E, cum, e mult mai atent, mult mai Doamne, grijul. Doamne, este atât de... Mă întreabă în fiecare viață, iubita mea, ce vrei să mănânci astăzi? Ce vrei să facem astăzi? Hai să vedem. Cum vrei să te mai relaxezi astăzi? Deci dacă ar fi după mine, nu mai ești sărcinată așa. Îți zic, serios. Deci, practic, tu vei afla în curând sexul copilului. Da. Asta se va întâmpla pentru că prietenii voștri cei mai buni au un plic. Cum îl cheamă pe prietenii voștri? Andrei Mihăilescu. Ai numărul lui? Hai să-l sunăm pe Andrei să vedem dacă el de curiozitate s-a uitat să vadă pe ce. Pe Andrei? Da, ai Andrei numărul al meu? Lui? Da, nu pe Andrei al tău, pe Andrei ăsta. Celălalt? Mihăilescu? Da. Care are plicul? A, păi putem să-l sunăm, dar am telefonul la... Mi-a dus și mie telefonul. Păi da, fii atent, până faci tu rost de telefon, tu știi, da, că te o rozi însărcinată? Am auzit ceva. Băi, ferească Dumnezeu. Băi, n-ai cum să facem dansul burtii la tine. Da, exact. Fii atent, ea chiar la un moment dat recunoaște până ți-ai tu telefonul să privească și telespectatorii. Ia să vedem. Că ce a spus mama lui Teo Roz ieri la noi la emisiune confirmă fica lui mama lui Teo Roz acum. Să vedem. Vă pup de la filmări. E adevărat. O să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Când iese, vreau să-l strigați nepoate. Sau nepoată. Depinde. Să fim sănătoși cu toții. Ce zici de treaba asta? Ce tare. Adică foarte tare. Și Teo Roz însărcinată și Emily Burghele însărcinată. Merge bine treaba, mă? Măi, îți dai seama că practic... Ne punem fiecare la casele noastre. Da, mă, exact, îmbătrânim. Asta zic. Bagă telefon, sună, pune-l pe speaker și vorbesc eu. Cum îl cheamă, ai zis? Andrei Mihăilescu. Andrei, dă-i direct, îl sună pe Andrei și îl sun eu acum. E însurat? Da, aproape. Aproape, hai să vedem. Andrei? Oh, Andrei, numai o secundă. Stai o secundă să vedem. Andrei? Alo? Salut, Măruță, sunt, ești în direct la Pro TV. Salut. Suntem aici cu Emily. Emily Burghele, zi hello, Emily. Bună! Și m-a rugat mult de tot dacă poți să-i spui ce scrie în plicul ăla. În plic, ce scrie? Băiat sau fată? Ia uite, bă, ne-a închis. S-a speriat. Păi dă-i numărul tău, că doar nu-l sunt de pe al număr. Poate, n-am mai vorbit niciodată cu Cătălin. Cu tine. Bă, băiatule, s-a speriat. Ia să vezi, mă. Andrei. Andrei e prietenul lui Emily. Și practic a fost luat prin surprindere. Păi, Andrei. Mamă, deci secretul se ține cu, cum să zic, cu dinții. Da, sună pe iubita lui Andrei. Ia. Că sigur știe iubita lui Andrei. Măi, nu știu dacă s-o... Și stai că am aici ceva. Mamă, deci am o treabă foarte tare. Stai ce? Un pic, nu te uita pe mesajul meu, ce? Da? Ce? Nu, că vreau să văd. Nu, rămâi aici. Nu mi-a scris mie. Ia un loc aici. Nu mi-a scris mie, că n-are numărul meu. Stai liniște aici, că aduc niște sare, că am primit un mesaj foarte important acum. O să vedem. Tu sună pe iubita lui. Să faci cu sare? Da, ce să-mi faci, exact, cu sare? Stai liniștită, că văd acum. Noi mai avem sare. Ciucă, mai, da, avem sare? Mai avem, avem aici. Aici, da. Stai, că avem și noi sarea noastră. Ce să... faci cu sare? Stai un pic să văd aici. Mă, este ceartă. Nu-mi băga ceartă în casă. Nu, ceartă. Nu e bine. Hai, mă, că avem aici, uite, solnița. Ia, avem solnița noastră, este o sare specială. Nu varsa sarea, este păcat. Nu, stai liniștită, că nu e nicio problemă, ia fi atentă. Mi-ai băgat în nou, Cătălin. Ia, sunt stai, fiți atenți la ea. Și acum, unde duci mâna? La ochi. Deci la nas.
La ochi mi-ai băgat în ochi. Păi la ochi și mai aproape de ochi ce sunt? Ce e nasul? Da. Nasul, bă, asta e. Deci zice aici, salut, sunt Mircea din Iași, faceți testul cu puțină sare în cap, fără ca ea să știe. Dacă duce mâna la nas, e băiat. Dacă duce mâna la gură, e fată. Ce tare! Deci este băiat? Bine, am dus la ochi, practic. Păi da, da, ai pus la ochi și ai atins și nasul. Uite mesajul. De la Iași. Salut, Mircea din Iași. Asta zic și eu. Băi, dar cum ați avut sarea la îndemână, ceva incredibil. Ia pune-te, Cătălin, ia pune-te jos. Pune-te jos. Hai. Hai. Băi, nu-i gravid. Lasă ciucă, că nu știi niciodată ce-ți poate întâmpla. Da, dă-mi un pic aici. Dă să-l sunăm pe... Ia, bagă. Bagi? E băiat. O să aibă băiat. E băiat. Băiat o să fie. Băiat o să fie? Băi, pe bune. Deci nu pot să cred. O să avem un nepoțel. Păi și eu ce fac acum, că am dat pe turul de camera copiilor și... Roz? Da. De bine, la o culoare eu am văzut și foarte multe randări înainte, doar că m-am gândit că având zânul acela da. În tapet, deci... nu o să fie chiar atât de rău. Cred că știi? O să mergem pe băiat. Rămânem pe băiat? Da. Hai, mai sună păi și pe iubita lui Andrei. Păi și facem în casă. Bă, da, Andrei ăsta ce s-a speriat, mă, deci era numărul tot de telefon. Deci așa speriat, eu nu l-am văzut niciodată. Ia, pune-l pe speaker, să. Uite, mă, că bea din ce i-a pregătit mama, mă. Bine, are niște pământ, cred că trebuie puțin spălat, dar nu e nimica. Las că și mie pământul ăsta îmi place. Îndulcim cu prăjituri. Bă, dar Andreea nu mai răspunde? Dacă aveai nevoie de el. Foarte ciudat. Andrei! Ai accesat? Nimic. Dă la soția lui Andrei. Viitoarea soție. Știi ce-mi place mie de tine? Că indiferent ce va fi băiat sau fată, va fi vesel ca tine. Sper. Și asta contează. Dar ai văzut-o pe Amedea? Ești plină de viață, mă, plină de viață. Ești o tipă foarte mișto și optimistă și de gașcă, așa. Pe cuvântul meu de onoare. Bagă să o sunăm pe iubita lui Andrei ăsta. Lui Andrei, iar apoi ăsta mic o să asculte și ceva muzică populară, că avem aici un duet incredibil cu Angelica Flutur și Daniela Condurache, dar sună pe iubita lui. Gata, acum. Cum o cheamă? Nu contează, zi. Sara Ilie. Cum? Asta nu-i prăjitură? Ba da, dar... Bine, pe ea o cheamă Ilie, mă rog, nu contează. Dar Sara Ilie e și prăjitură, nu? Da. Sara Ilie e și prăjitură. Ia să hai să vedem. Stați un pic să aflăm totuși povestea, că să nu plece Emily Burghelea de aici fără să știm exact cum stau lucrurile. Și vine imediat Daniela Condurache. Alo? Sara? Sara? Elena? Da, Sara Ilie, cred că mai are de tot. Da, Sara Ilie. Măruță, să știi că ești în direct la Pro TV. Sunt aici cu Emily, care este nerăbdătoare să afle ce sunt. Băi, dacă ai deschis plicul, nu-i spune, te rog. Băi, mă, lasă, ține, mă, o să fie băiat sau fată? Nu l-am deschis încă. Nu l-ai deschis nici tu? Nu. Pe cuvântul tău de onoare? Da, n-aveam cum să-l deschid. Da, să știi că o să fie băiat. Ce o să fie să fie sănătos? Asta zic și eu, Doamne ajută sănătos să vină pe lume. Da. Sara, numai bine să știi că l-am sunat și pe Andrei, care a zis că te iubește, e iubitul tău. Dar nu prea vrea să vorbească, Andrei ne-a închis când a auzit păruță la telefon, a închis și n-a mai răspuns. Gat. Da, ideea să-i spui că o să fie băiat. Da. Dar chiar nu l-ați deschis? Că se apropie sâmbătă facem, nu? Da. Și ați comandat baloane și toate alea? Păi dă-mă și cum comandă baloanele dacă nu știe ce culoare e. Păi asta zic că trebuia să... Adică ea trebuia să știe exact ce, ce culoare sunt baloanele. Cum? Albastre, nu? O să fie o surpriză. Perfect. Uite, mă, vezi că se ține, ți-am zis că-s de încredere. Sara, te pupăm, ai grijă de tine. Vă pup. Sara. Așa îți rămâne, gata. Păi așa scrie aici, Sara Ilie. Sara Ilie, da. Știi că e o prăjitură Sara Ilie? Păi da. Asta ziceam și mai devreme, Sara Ilie. Și am zis, gata, Sara Ilie. Rămâi aici, nu pleca. Stai puțin, vino. Dar tu îți dai seama cum ar fi fost să zic, da, l-am deschis, e fată sau băiat?